Într-un sector forestier subfinanțat și necompetitiv, să fii unul dintre cei peste 4500 de agenți de exploatare forestieră înseamnă adeseori să-ți asumi că vei încălca legea, că vei fi nevoit să apelezi la tot felul de inginerii doar pentru a evita falimentul. Firmele de exploatare, atunci când achiziționează masă lemnoasă pe picior, nu cunosc volumul real ce va rezulta în urma exploatării. Acesta putând să difere față de volumul pe care l-au contractat și l-au plătit în avans. Practic, ele participă la o extragere loto, dar din care, curios, toată lumea iese câștigătoare, având în vedere că, deși volumul pe care îl declară este egal cu cel plătit, în realitate acesta este mai mare. Acest surplus de lemn, în loc să fie declarat și fiscalizat, așa cum o cere și legea, este pasat pe piață în mod ilegal. Cum? Prin declarațiile false asupra cantităților de lemn de pe mijloacele de transport care intră în piață. Toate acestea sunt posibile datorită unui sistem de control orientat greșit, care de altfel și-a și dovedit ineficiența în ultimii 30 de ani. Semnează și tu petiția prin care cerem transformarea radicală a sectorului forestier și prin care putem reda demnitatea silvicultorilor, demnitate furată de un sistem de valorificare, control și paza pădurilor defectuos, care nu face altceva decât să alimenteze spirala exploatărilor ilegale, în detrimentul oamenilor și a naturii deopotrivă.